grijă ca legile acestea să nu facă mai mult rău decât bine. Sigur că suntem în secolul 21, într-o Uniune Europeană a diversității, trebuie să respectăm diversitatea, dar totodată să nu uităm istoria, să nu uităm că în toate momentele grele, Biserica a fost alături de poporul român. În toate momentele dificile a știut ce trebuie să facă, în toate momentele dificile a protejat poporul. Și după părerea mea, să studiezi religie, să studiezi istorie, înseamnă să faci în așa fel încât tu să poți să-ți construiești un viitor trainic. Prin urmare, să existe această disciplină opțională la bacalaureat, mi se pare un lucru extraordinar, pentru că îi va ajuta foarte mult pe elevi. Nu le va face rău absolut deloc. Să poată opta